Ok. Bună Cristina și bună Loredana. Ne vedem, Cristina cu Loredana, pentru o cohipnoză. Ne-a trimis punctele, ne-a scris Loredana. Curățare de entități. Da. 2. Ce legătură karmică este între mine și mama? 3. Ce legătură karmică este între mama și bunica? 4. Ce blesteme sau păcate avem? 5. De ce sufăr așa de mult? 6. Operația la ochiul stâng. La operație te refereai de suferință sau în general? La Suferință. toate, în general, mă La doare toate în parcă general. totul. Ce te doare? Totul. Totul. Loredana care a vrut să-și schimbe Da, culoarea la ochi? da, da, și Da. operată și... Uite că încep să-mi aduc aminte. Da. Așa, 7. Lipsa poftei de mâncare, Cristina. Ne spunea mai devreme Loredana că nu mănâncă câteva zile, nu e foame. Ce bine de ea. Da. Băiatul meu se străduiește să facă așa, Loredan. Lasă că vedem cauza, da? Și Nu, 8. că chiar nu mi-e foame. Nu pot să mănânc. Nu vreau, nu pot. Nu poți. Dar Orice foame ai? mâncare Ți este foame nu sau nu ți este nici foame? mi-este foame. Foame mi-este la câteva zile, la vreo 3 zile. Pot să mănânc normal. Și când nu mănânci, ce? Bei un ceai sau Da, apă? ceai, sucuri, ape, da, beau, De băut, mă bei, hidratez. te hidratezi, da? Da, am citit undeva că postul face bine pentru anxietate și pentru depresie. Da, foarte bine, te vindecă de toate bolile, să știi. Atâta că în a doua zi trebuie să-ți faci un pic de apă cu câteva picături de lămâie și cu un pic de sare de Himalaya, se cheamă electroliți, da? Ca să nu simți senzația de frig. Da. Păi este frig? Ți-e frig? Da, am câteodată E frig, frig, Cristina. pe și Da, rachet. pentru că se consumă zaharul. Din asta la a doua zi trebuie electroliți. Deci Da, apă cu lămâie și puțină sare, un vârf de sare, un vârf de da. Himalaya, da? Ca să n-ai... Da, da. A, da, știu, roz, roz. Da, A, așa. așa, un pic, da. Bine. Și 8, am șanse să scap de medicamente? Astea sunt punctele, Cristina. Medicamente ce fel sunt? Sunt neuroleptice? Iau diazepam, iau gabaran pentru stare de bine și nu prea am... Adică acum iau după capul meu, nu ce mai mi-au dat, ce mi-au dat doctorii Să trecut. iei serotonină mai degrabă, că e mai Exact, naturală. deci eu în capul meu cred că chimicalele sunt duse rău, n-am dopamină, n-am serotonină, n-am nimic. De-aia cred că mă simt mereu tristă, orice mă apasă și dacă aud că cineva, cuiva i s-a întâmplat ceva rău, eu sufăr, deci empatizez foarte, Da, foarte mult. ești puternic, nu ești, nu empatizezi, simpatizezi când simți. Da. De empatizezi când te uiți la celălalt, îi înțelegi emoțiile, înțelegi, ai compasiune, deci nu milă, că milă e de joasă vibrație, așa Da. și de la jos se rezolve problema. Dar tu simpatizezi, deci te bagi În în problema lui. da, îi Aș preiei... vrea să rezolv dacă aș putea și nu știu că n-am putere și mă doare și adică mă doare până și asta. Nu Da. întotdeauna, dar am momente când sunt foarte sensibilă, foarte. Bine. Ha, să ne pregătim atunci. Eu o să încep inducția. Loredana, tu stai în, cum să spun, încerci să-ți golești mintea, să Da. nu te focalizezi pe vreun gând, pe vreun așa, Da. să stai cât mai liniștit. Concentrează-te pe respirație un pic, uite. Așa. Fii atentă la respirația ta. Du toată atenția acolo, la modul cum respiri, cum ți se umple corpul, se golește. Cristina, ia mai vorbește tu un pic, că țipă mofle. Mă să văd unde. Da. Așa. Bun. Apoi concentrează pe relaxarea pleoapelor închise, da? Relaxează pleoapele total. Gata. Gata. L-am băgat aici. Sper să stea. Da. Ok. Încep inducția. 10.
simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Nouă. Și simți cum corpul tău se îngreunează cu fiecare respirație ta și cu fiecare cuvânt al meu. Din ce în ce mai mult. Opt. Simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse până la bazin. Șapte. Simți cum spatele tău se îngreunează șase. Abdomenul este greu. Cinci. Pieptul este greu. Patru. Mâinile sunt grele. Trei. Capul greu. Doi. Ochii grei. Unu. Din acest moment, Loredana, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Cristinei. De asemenea, dacă vei simți nevoia în orice moment să ieși din starea hipnotică, o poți face oricând. Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Loredanei. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu, Loredana, vei merge într-o amintire pe care partea ta subliminală o alege. Cristina, cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Loredanei. 1, 2, 3. Loredana? Da. Unde ești? De aici. Ok. În ce amintire? Ce ți-amintești? Unde ai mers? Am mers înapoi la căsnicia mea și mi-am dat seama că am avut aceeași soartă cu mama și m-am gândit la familia, la toată familia mea, la mama mamei.
care simt că are ceva malefic, la asta m-am gândit, la toată partea mea și la toată experiența mea. Dar, uite, hai să schimbăm, să ne gândim, uite, să-ți amintești ceva frumos care ți-a plăcut, când ai fost fericită, un moment din viață când tu te-ai simțit fericită. Alegi tu momentul. M-am născut primul copil. Da. Unde erai? În Cipru. Așa. Și ce s-a întâmplat acolo? S-am născut. Și ai fost fericită? Da. Câți ani ai? 38. Nu, aici, în amintirea asta, când ai născut, câți ani ai? 26. Așa. Așteptai? Erai bucuroasă? Așteptai copilul? Da. Ești bucuroasă? Așteptai copilul, da? A venit copilul, ai născut? Da, nu. Ce simți când ai văzut, când vezi prima dată copilul? Ce simți? Pot să descriu. Haide. Așa, în două cuvinte. M-am bucurat și mi-era frică să nu-i fac niciun rău, pentru că era primul meu copil și nu aveam niciun ajutor. N-aveai experiență, da. Da, și eram bucuroasă și mi-era frică când l-am adus acasă, să nu cumva să nu sterilizez ceva bine. Adică eram obsedată de asta. Nu făceam altceva decât mi-am concentrat atenția pe el. Este băiețel? Da. Așa. Apoi, zi, Cristina, tu. Vreau să o întreb dacă la laptează. Nu am putut. Am încercat și nu am putut. Structura, din cauza structurii sânilor, am luat și din el artificial și tot n-am mers și plângea. Dar m-am mulțumit un timp și am dat. Dacă ar fi să te întreb ce cauză ezoterică te-a împiedicat să-ți alăptezi copilul, ce răspuns îți vine? Primul răspuns care l-auzi. Nu mi-am dat toată silința. În ce sens? Nu ți-ai dat toată silința. Știu să explic. Așa crezi tu, așa îți vine, da? Este legat de o emoție dinainte, de când erai însărcinată sau de când ai aflat că ești însărcinată sau ceva? Cercetează cu atenție în amintirile tale și o să găsești răspunsul. Dacă te conectezi cu sinele tău și ceri răspunsul de la sinele tău, el îți dă negreșit toate răspunsurile bune. Toate răspunsurile sunt acolo în tine. De ce nu l-am alăptat? De ce n-ai putut să n-ai putut, nu că nu l-ai alăptat. De ce nu am putut? Probabil un blestem. Adică sunt convinsă de asta. Că eu aș fi vrut. Așa, ia să vedem. Hai să mergem pe linia asta, da? Da. Uite, acum spun și eu, m-am conectat cu ea când avea 24 de ani. Era așa frumoasă, cu buzele pline, date cu un ruj roșu, așa, frumoasă, senzuală. Era îmbrăcată într-o fustiță scurtă, ceva ca de piele și cu toculețe, niște ciorapi frumoși, așa cu auriu. Este într-un magazin de seară, adică într-un restaurant, știi? Da. Și râde cu o gură până la ureche, este veselă. Da. Îi strălucesc ochii și un păr frumos, bogat. Da. Tare frumoasă. Așa. Atinge partea subliminală, ai atins-o. Eu da? Am atins-o, am identificat-o. Da? Okay. Haideți să mergem pe linia asta. Linia de blestem, da? Să vedem dacă este un blestem. În această viață sau oriunde, Chris, în altă viață. Da? Duce mult mai departe. Duce, deci, mă gândesc. Duce în urmă și îmi vine informația că sunt 5 generații, dar nu este o singură ramură, vezi tu? Adică sunt 4 ramuri, da? Da. Ea este una din ea, cu mama și cu fica. Cu fica ei.
Alor Da, etanic. deci este, da. Hai să mergem pe ramura asta, da? Da, haideți să o mai întrebăm și pe ea. Să o încurajăm să meargă Așa. cu noi. Loredana, acum ce percepi? Vreau să-mi spui dacă percep ceva. Da, dacă tot ați vorbit de mama și de bunica, aș vrea să știu ce legătură între ele. Cred că a fost o legătură bolnăvicioasă, cum e la fel între mine și mama. Și cred că asta are legătură și cu alăptatul și cu copilul meu și cu tot. Dar tu, ce Noi. percepi tu acum, în Asta momentul ăsta? Asta percepi? Îți vine percep. ideea asta, da? Îmi vine de mult. Haideți să ne concentrează-te pe ea. Ca și cum ai merge înapoi într-un film, înțelegi? Concentrează-te adânc pe această idee, pentru că eu te conduc la Cauza, da? Inițială. Uite, da. număr. Pot să mă duc înapoi. M-am dus până în copilărie, când m-a crescut mai mult bunica mea, o mai umilea pe mama în fața mea, nu știu. E trauma asta și cred că bunica mea ne-a cam condus, nu știu, cumva a condus-o pe mama. Mama e tristă și ea e foarte tristă din firea ei și eu sunt... nu, eram mai veselă. Era mai Mama, dacă ești tu bine, o să fie și ea mai veselă. Da. Și o să vă bucurați împreună, da? Toate lucrurile. Asta vreau să știu care e cauza. Ce blestem avem sau ce păcate poate. Pentru că știu că noi nu am făcut foarte multe rele. Mai degrabă consider că bunica mea, adică mama mamei, a păcătuit mai mult și a avut totuși o viață mult mai ușoară. Da, a avut o viață mai ușoară pentru că a făcut aranjamente cu entitățile. Înțeles? De asta. Cei care au viață grea sunt exact cei care se opun. Da, contractelor, să facă Da. contracte cu entitățile. Da. Dar hai să ne uităm, Cris, eu zic așa, uite, mergem pe, sau cum vrei, tu. Vrei să mă întâi să, pentru că Loredana mi-a spus că are momente când percepe entități, da? Da, da. Loredana, vrei să ne spui acum, uite, eu am să număr de la 1 la 3, iar tu ne spui și ne ocupăm încet, încet, da? Și de celelalte lucruri. Număr de la 1 la 3, iar tu îmi spui dacă percepi ceva, vreo entitate. 1, 2, 3. Da. Ce Cum percepi? arată, știu doar cum arată. Da, descrie. Da, asta verde este. Cu negru. Cum? E cu un verde închis și cu negru. Da. Și atât. Atât doar culori vezi, niște și culori rece. Și ca formă, Și rece. cum vezi? Și rece, că mi se face frig. Urechi, deci că... nu pot decât forme. Și astea două culori, un verde închis și un negru, dar mai mult e negru. Și apoi simți frig. Da. Și ce vrea să facă când vine verdele negru ăsta? Ce simți că vrea să facă? Se uită. Se uită la mine. Se uită. Dar ție, tu apoi cum reacționezi când simți că a venit și frigul ăsta? Îți induce vreo stare când vine? Mă înfrigează. Mă apasă. Te apasă? Unde? Nu. În toată partea asta. Gen, parte din abdomen, adică aici, aici. Zona abdomen, chakra da. 4. Aici. Până în capul pieptului, Cristina. Da. Da. Hai să mergem într-un moment în care el vine și te apasă. Și îi arătăm noi lui. Hai, e Leonora. Număr de la 1 la 3. Suntem într-un moment când această entitate te apasă, Loredana. 1, 2, 3. Loredana, eu te apuc cu putere de mână, iar tu îi spui imediat să se ridice în picioare și să stea blocat în fața ta. Ridică-te în picioare și stai blocat în fața mea. Spune, ești în sfera mea energetică. Te-am prins, spune. În sfera mea energetică te-am prins. Ce se întâmplă? Loredana.
Mi-a trecut frigul din partea de sus și mi se duce frigul către picioare, în jos. Da, așa, împinge-l în Iese, jos. Împinge-l. Descalță-te din frig. Descalță-te. Este energia acestei entități, da? Care a încercat să o pună în jurul tău. Iar tu îți ridici vibrația, de? Te concentrezi pe un punct luminos din inimă, da? Și crești, 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 crești. Acel... crești în afară și înăuntru, în afară și înăuntru. Înțelegi? Te umpli de lumina asta din inimă. Ești într-un șumuioc de lumină, până deasupra capului, da? Te învelește, până te învelești, intri ca într-o bilă, da? Lumina din interiorul tău, asta, de vibrație înaltă, da? E făcut? Da. Cum te simți acum? E mai bine și nu-mi e frig deloc acum. Bravo. Așa. Oameni, în general. Și acum nu mai mi-e frig deloc. Bravo. E temperatura normală. Așa, foarte bine. Acum avem în față, uite, tu te uiți în fața ta unde l-ai pus și l-ai imobilizat pe ăla, entitatea. Da. Ce percepi? Mi-e frică. Nu ți-e frică, dar știu, cum da. Îl poți descrie? Uite, dacă e să-l descrii, cum l-ai descrie? Acum îl văd mic la picioarele mele. Așa, bravo. Și cum arată? Ce formă are? La fel, numai că mic. Ca așa ceva, o formă de aceeași culoare? Pune o intenție puternică, așa, să-și arate adevărata formă. Adică îi spui. Ce să-i spun? Să-și arate adevărata formă. Acum. Arată-ți adevărata formă. Ok. Ce se întâmplă? Ce percepi? Să se dea... Împinge-l mai în spate. Ca să-l poată vedea, zici. Așa. Percep da. Oameni. Percep un grup de oameni. Așa. Pe care cunosc. Da. Așa. Ce fac oamenii ăia? Nu vor binele. Nu vor bine oamenii ăștia? Tu îi cunoști din viața aceasta sau din alte vieți? Știi de unde îi cunoști, îți amintești sau nu? Știi doar că îi cunoști. Îi cunosc și nu-mi vor binele. Nu dar vor nu, bine. Că nu cred că le-am făcut rău. Sau unii cred că le-am făcut rău. Unii cred că se înșală. Ia, oprește acești oameni. Oprește acești oameni. Ești în fața lor și întreabă-i de ce îți vor răul. Vezi ce răspund. Unul dintre ei nu vrea ca răul. E oricum era ultimul pe și era ultimul pe care îl vedeam. Da. Nu vrea chiar așa de mai mult o face din prostie sau din neștiință și știu că de persoana asta mi-ar fi ușor să scap. Dar mai sunt alții. De toate ți este ușor să scap. Exact. Ajunge numai să-ți dorești. Da? Observă legătura dintre aceste persoane și acea entitate. Entitate. Există... E conectată entitatea aia la aceste persoane? Vezi niște cordoane energetice, ceva? Da. Așa. Nu sunt toți în ea. Toți sunt legați la entitatea asta, da? Da. Bine. Hai să pune... Deci entitatea asta e imobilizată și a luat forma originară? Adică cum arată ea originar? Dacă și-a schimbat forma sau arată cum arăta înainte, la început? Sau... Arată cum arăta la început, dar în spatele ei văd
Văd oamenii ăștia. Oamenii ăștia care Așa. i-ai ține prizonier, da? Care mă supără. Da. Taiesc toate legăturile cu ei. Și cu entitatea. Și cu entitatea și cu ei, cu toată lumea. Inclusiv cu mama stai legătura, cu toată lumea. Ca apoi cordoanele de iubire pe vibrație înaltă se refac imediat. Să nu fii legată de nimeni și decât De de nimic. spiritul și de conștiința ta, atât. Conștiința. Conștiința. Ia conștiința și bagă-o în piept. În pieptul tău. Integrează-o în tine. Și tu integrați-vă în spirit. Identifică-te cu sinele tău întreg. Cu forma ta adevărată. Și completă. Simte puterea și informația din tine, lumina pură din tine. Conectează-te la ceea ce ești cu adevărat. La puterea ta interioară, la lumina ta pură. Cum te simți acum? Relaxat. Așa, foarte bravo. Bine. Liniștită. Văd Bravo. încă oameni ăștia, îi văd. Îi vezi, stai, ok, imediat îi trimitem, stai da? Așa. Stai un pic, dai Da. tăia legăturile cu toți? Nu pot încă. Nu poți? Bă, poți, uite, poți. Ia lumină din inima energetică și fă ceva ca o sabie. De Și lumină. Te învârți în jurul tău și tai toate legăturile. Sau prin intenție, deci te concentrezi înăuntru tău și le faci să pleznească, să cauterizeze. Toate legăturile acelea, cu fie cu toți. Da. Nu vreau să le fac, vreau doar să... Păi nu, Dar lor, nu le faci. la legături Nu tai, le faci. Cordoanele le tai, atâta. Da. Cordoane de alimentare, da? Da. Da. De ce Așa. să-i alimentezi? Fiecare are lumina lui dacă are. Da. Da. Nu Așa. trebuie să-i hrănești tu, Nu da? că cineva se hrănește asta. Persoanele astea s-au hrănit cu energia mea. Asta Da. vrem, asta facem acum, da? De ce nu-și produc propria lor energie? Pe-a lor o fură alții și ei o fură pe-a ta. Da. Asta se întâmplă, Da. Da? Spune-le, dă-le informația asta. Spune și voi. Și voi puteți să vă produceți propria energie. La voastră, lăsați-o pe mă în pace. Așa. Spune-le clar, cu intenție, nu mai vreau să mă parazitați. Nu mai vreau să mă parazitați. Este un demoniac. E un demoniac, deci asta vreau, Da, Cristina, entitatea asta. Este un demoniac, da? Da. Dar, cum să spun, parcă posedă un reptilian. Leonor, de asta se va da ambele culori, știi? Negru cu verde. Da. Iar reptilianul care este maestru în deghizări, înțelegi, așa mai aproape de regiunile de densiuni, de Noastre. densitățile noastre, da? Deci pune holograme, da? Da. Oamenii aceia sunt suflete, părți subliminare care le parazitează, Chris? Prin Nu, care intră? nu toți. Folosești? Văd Nu. vreo trei goi, da? Da. Vreo trei goi care au asigurat formarea legăturilor, da? Dar să știi că vine tot de pe linia, de pe nodul acela karmatic, De pe acolo care vine, l-am da? lăsat deoparte, De o sigur. parte, da? Da. Păi, Cristina, dacă vine de acolo, hai să mergem la rădăcină, de unde a plecat, nu? Da. Uite, număr de la 1 la 3, împreună cu Loredana, mergeți în punctul care a generat această legătură cu aceste entități și oameni și ce sunt, pe linia karmatică. 1, 2, 3. Ia să Da, vedem, sunt. Loredana. A? Stai un pic să vedem unde a ajuns Loredana. Da. Unde ești? La 5 ani. A, în viața aceasta ești? Da. Așa, Așa. ce se întâmplă la 5 ani? M-am urcat cu bunica mea și cu bunicul meu vitreg în mașină și am plecat undeva. Da. Erau foarte plătească cu mama. Așa. Ce se întâmplă mai departe? Nu mai vreau să văd. Nu mai vrei să vezi asta? Nu se întâmplă nimic grav. De atunci a pornit parcă
Nu știu. De la ce? Am văzut niște chestii care nu puteam să le văd și am simțit niște chestii care nu puteam să le simt. Când acum, care vezi, sau atunci, când aveai 5 ani? Lasă că curățăm câmpurile morfice, da? Da, curățăm. O să curățăm informația asta. Dacă să o înțelegi, să o înțelegem în ce context s-a întâmplat, tu trebuie să ne-o descrii. Da. Ca să eliberezi din tine ceea ce este acolo. Și apoi o să te ajut să scoți tot afară, să vezi. O să descriu toată relația mea cu... Pentru că mama a divorțat când eu aveam 2 ani. Și m-a ajutat să mă crească bunica mea, Da. Adică mama mamei. Și cred că toată relația noastră a fost greșită și de când am fost eu mică și nici bunica mea nu a iubit-o pe mama, adică nu că n-a iubit-o într-un fel. Da, dar poate și bunica avea blocaje. Poate avea entități care o blocau. Că știi că lucrurile astea se întâmplă, da? Este karma pe care o pune entitățile. Da, dar problema e că... Adică nu e o problemă. Bunica mea a adus o viață cât de cât bună. Am înțeles. Dar aici nu e de vină ea, știi? Loredana, nu e neapărat de vină bunica, că este, a avut o viață mai bună sau... Hai să vedem ce se întâmplă ce mai se întâmplă departe. mai departe. Aici când aveai 5 ani. De cum nu mai contează, ne întoarcem. Era un scandal în casă. Între Cine bunica cu cine și se soțul certa? ei? Mama cu bunica mea, că se căsătorea bunica mea. Și tu ce simțeai atunci vis-a-vis de atmosfera asta? Eram împotriva mamei și țineam cu bunica mea. Așa ai Așa ai priceput considerat-o, da. Să faci atunci, da? Da. Vreau, Loredana, în momentul ăsta, vreau să adun cu mâinile energetice ca și cum ai curăța un lucru. Toată vinovăția asta, toată care o simți, scoate-o afară, ca pe o masă stricată. Ai trăit-o, ai retrăit-o, știi cum este, nu-ți mai trebuie. Trebuie să scoți toată vinovăția asta din tine afară. Mama te-a iubit, nu te mai învinovăți. Și pune iertare pentru bunica, iertare. În timp ce scoți vinovăția, înlocuiești cu iertare spre bunica și spre mama, spre amândouă. Adică pune iubire. Iubire și înțelegere, Loredana. Fă pace. Fă pace în interiorul tău, pentru că dacă faci pace în interiorul tău, și în afara ta o să fie pace. Ai făcut? Da. Ai scos vinovăția. Hai să ne Artele. uităm ce altceva mai simți, Loredana. Dar care era asta? Care era vina mea? Nu vina ta. Învinovățeai poate pe ceilalți, da? Nu exista nicio vină. Nu exista nicio vină. Tu singurică. Da? Da, tu singurică ți-ai creat toată asta. Așa. Acum, hai să vedem, Loredana, te uiți în corpul tău energetic și sau așa și vezi dacă mai găsești emoții deja să frecvență, ca frica, ca... Nu. Nu are? Nu spune. Emoții nu deja să deja frecvență. Să frecvență, da? Ceva ce tu nu simți că nu te simți bine, da? În locul ăla. Nu ți-e bine. Te scrii, le numești. Spune, uite, scot acum cu tare emoție. Am simțit-o, știu cum este, nu mai trebuie. O scot afară din corpul meu emoțional. Scot afară. Și îl înțeleg pe fostul meu soț pentru tot ce a făcut. Așa. Iartă-te și pe tine, da? Te ierți pe tine și îl ierți și pe el. Când doi oameni au oarece probleme, înțelegi? Deci curg anumite stări. Așa.
Pe măsură ce respiri, inspiră adânc, Loredan, expiră, cu fiecare expirație a ta eliberezi, Loredan. Lasă-le să pleacă, să plece tot, da? Apoi, mai simți pe undeva ceva în corpul tău emoțional? Că nu te simți bine, nu-ți dă confort, ceva inconfortabil? Da, tot e apăsare. Mm? E cineva. E acum totul... Nu, sunt mai multe persoane, dar totul de fapt pleacă de la o singură persoană și nu știu cine e aia. Mm. Păi unde sunt persoanele astea? Le percep tu acum? Da. Da? Descrie-le, câte sunt? Sunt 7-8, cred că ceva, nu pot să număr. Așa, sunt și femei și bărbați? Da. Și secret. Sunt acum în viața asta? Da. Câți ani ai aici? Aici am 30 și am 36 de ani. Așa. Și ce se întâmplă aici? Se întâmplă ceva anume sau pur și e simplu? Rău, sunt rău. Ești rău? Da. Nu contează, a nu fost. Contează, da, a fost. A fost, a trecut, da? E, tu... Acum zici tu că una din persoanele astea pleacă ceva rău, pleacă de la una dintre aceste persoane. Da. Dar da. Nu o găsești, nu știi care este? Nu știu care este. Uite, dă-i comandă. Prin intenție, pune-o să se coloreze în mov din tot grupul ăsta. Persoana care a inițiat răul. Mi-e greu, se schimbă culoarea de pe un cap pe altul. Înseamnă că toți sunt vinovați, nu mai e. Care e culoarea cea mai intensă? Nu chiar pe toate. Nu chiar pe toate, se schimbă. Nu stă pe un singur cap. Și mi-a pierdut imaginea din cap, trebuie să mi-o readuc. Uite-ți număr eu, de la 1 la 3 și reprinzi imaginea. 1, 2, 3. Venit? Imaginea? Familia mea. Familia ta? Da. Cine este din familia ta? Bunica și mama mea. Care? Ce au făcut ele? Ce au știut? Păi și ți-au vrut rău. Cine, ce, dinăuntru sau din afara ta, îți induce acest gând? Da. Și ți-a arătat imaginea asta. De unde vine gândul ăsta? Du-te pe firul lui și vezi de unde vine. Gândul ăsta mi l-am format, adică recent am construit un puzzle din copilărie până acum. Dar și tot răul care venea pe în partea mea și a mamei mele, în mintea mea am conceput că este bunica. Bun, pe bunica a iertat-o deja, da? Da. Și fii sigură că de-a lungul încarnărilor, fii sigură că și ea s-a aflat în situația de a fi rănită ori de tine, ori de mama ta, că stea-s karmele entităților, da? Și le inversează rolurile, da? Ori tu ai făcut iertare, dar o să mergem și o să vedem ce se întâmplă. Dar până atunci, tu trebuie să-i spui entității acelea pe care ai blocat-o, să-ți dea contractul din orice timp, spațiu sau loc și din afara lor cu toate punctele, sub punctele și oglindirile lui. Și spune, nu vreau să mai stau cu tine, nu vreau să mai vii, nu vreau să mai încerci să te conectezi cu mine și să-mi induci gânduri. Nu vreau să mai stau cu tine, vreau să mă mai conectez cu tine și nu vreau să mai induci gânduri. Și dăm contractul cu toate punctele și sub punctele lui.
Oglindiri, tot. Am contractul cu toate punctele și subpunctele lui. Și oglindiri și tot. Îți dă? Nu. Stă cu el în mână. A, ia el! Ia-l, da. El că lor le frică să-i atingi. Le este frică mare să-i atingi. Așa, ai luat contractul? Da, nu s-a opus. Nu s-a opus, așa. Și tu energetic, vibrațional, simte contractul dacă este întreg, complet. Da? Sau dacă lipsește ceva din el. Îl cântărește așa, energetic. Nu e complet. Nu e complet. Spune-i, entitate, adum toate punctele și subpunctele, oglindirile, tot. Ce lipsește? Întâi înapoi ce lipsește. Adus? Se uită la mine. Spune că n-ai timp de pierdut. Acum! N-am timp de pierdut acum. L-a adus? Are o singură hârtie în mână. Așa, ia-o. Potrivește-o, cum ai zis, că ai refăcut puzzle-ul. Refă și aici puzzle-ul, vezi? Este complet? Totuși lipsește ceva mic și nu, nu e de la... El nu mai are nimic. Nu mai are nimic. Ființa din spate să-ți dea completarea. În spatele lui. Știi că am zis că este în față un reptilian? Reptilianul e în față Chris și demoniacul în spate? Așa. Deci să dea și partea de contract al ăla din spate. Da? Da. Așa. Ial. Mai verific încă o dată. S-am luat. Așa. Acum verifică încă o dată dacă este complet acest contract. Este? Da. Așa. Arde-l și spune, retrag toate permisiunile și promisiunile pe care le-am făcut cu voi și cu toată rasa voastră. Retrag toate promisiunile și permisiunile pe care le-am făcut cu voi și cu rasa voastră. Așa, acum fă-le un portal. Deschide și un portal. Și trimite în portal și le închizi. Da. Ai făcut? Da. Cum te simți acum? Liniștită. Bravo. Dă informația despre asta la toate capetele alea de acolo, din spatele lor. Oamenii care îi țineau. Da. Toți și la ăștia și la ceilalți. Și spune, nu vreau să mai am de-a face cu voi. Nu vreau să mai am de-a face cu voi. Mă lăsați în pace, spune. Și eliberezi și pe ăștia. Pe toți într-un portal îi bagi. Da? Ai făcut, Loredana? Da. Ok. Cristina, mergem un pic, că trebuia să mergem și am deviat. Mergem și cu Loredana. Și cu Loredana. La punctul când s-a generat karma asta cu bunica, cu mama. Da. Da, este o karmă repetitivă, da? Da. Adică ajung într-o așa de se... Este vorba de un blestem pe linie feminină, da? Da. Un blestem cu trei ramuri. Hmm? Da? Este, da. Este o femeie. Hmm? Văd undeva, într-o zonă, îmi vine informația că este
În Mexic. Da. În Mexic. Ce an? Așa. 1150. Da. Și este un fel de Stonehenge aici. Mm-hmm. Dar este într-o peșteră, da? Da. Și sunt niște femei tare frumoase, cu părul lung, oache și așa, și cu floare roșie în păr toate. Mm-hmm. Au niște bluze așa cu mâneci, sunt decoltate un pic, și da. Niște fuste care curg și da. Se despulțe. Aici este și un fel de apă, un ochi de apă foarte frumos, un verzui, așa cum sunt peșteri, știi? Uh-huh. O claritate și de jur împrejur sunt pietre din acelea, un fel Uh-huh. de monoliți, de stânci. Uh-huh. Așa și pe stâncile mai late, în patru locuri, au pus un fel de turțe, da. ca niște nuferi sunt. Uh-huh. Focurile astea, le-au aprins pe rând și au chemat toate elementele. Uh-huh. Apă, aer, foc și pământ. Da. Și ele sunt nouă. Uh-huh. Și se leagănă. Da. Ca un dans. Da, ca un dans ritualic, da? Da. Este aici, este și Loredana, da. Este și bunica ei, uh-huh. Este și fiica ei, uh-huh. Este și mama bunicii. Străbunica Loredanei, da? Da. Da. Și mama e? Da, am zis că este, da. Și mai sunt alte femei, una care ar trebui să vină prin fiică. În viața, deci să fie nepoata Loredanei, da? Da. Uh-huh. Nepoata, strănepoata. Uh-huh. Și încă înapoi o linie, da? Ce uh-huh. se întâmplă? Bunica Loredanei de aici, deci nu iese treaba. Uh-huh. Da? Bunica Loredanei este însărcinată. Aici, deci, unde suntem noi, în Mexic, da? Da, la ritualul ăsta. La ritualul ăsta. Ea a avut relații și a avut bărbat și... Și trebuia să fie virgină. Fecioară trebuia să fie. Fecioară. Da. Deci, în loc să vină ceea ce chemau ele, acea entitate uh-huh. care le guverna, deci a venit ceva negru. Prin impuritatea acelei ființe. A bunicii, da? Este. Da. De acum. Așa. Conducătoarea grupului, care ar fi fost străbunica pe linie genetică a Loredanei, da. și-a dat seama apoi, după ce s-au trezit aruncate la pământ și afumate, parcă le-ar fi lovit cineva cu foc. Uh-huh. Când s-au dezmeticit, monoliții erau dărâmați, care în față, care în spate, și ele jumulite, așa, și rănite, știi? Rănite, așa. Da, au ieșit și deci locul acela energetic a fost distrus. Da. Prin invocația impură care au făcut-o, a venit acea ființă, da? Da. Care este demoniacul. De acum? Da. De l-am întâlnit, da, acum, așa. Ăsta cu care a rupt Loredana uh-huh. contractul, da? Uh-huh. Așa și... Deci au stricat acest punct energetic, gata, uh-huh. este dus, da? Da. Atunci conducătoarea, ți-am zis, care ar fi fost mama bunicii, da. Loredanei, da? Le-a blestemat, a blestemat-o și a spus neam de neamul tău, de 9, uh-huh. de 99, deci mormăi așa, și le blesteamă și le leagă fericirea, prosperitatea, așa. Da. Spune, uite așa, ca prin sac și, deci ca și cum ar fi un sac cu energie și rupe cu unghiile acelea mari și iese printr-o găurică, spune, atâta să aveți. Și mai face o găurică, știi, iarăși minusculă, cam cât patru pătrățele de la sac și spune, atâta fericire, se strecoară printre degetele mele, știi? Uh-huh. Și spune, să fiți... sterpe și dacă pui eriți, cam așa, îmi așa, pare rău. Așa, așa, așa spune, deci, Cristure, dai cum a zis. Să, da? să vă sece laptele cum s-a spurcat și s-a secat apa asta. Uh-huh. Știi? Acum, Cristina,
aici fiind, îi Da. arătăm din viitor, din Da. viața de acum, Loredana este în fața ei și îi dă informațiile, dar și pe toată linia ce s-a întâmplat, cum s-a Da, derulat linia asta. deci se spune Loredana că nu primim blestemul. Deci trebuie să chemăm și bunica aici. Da. Bunica și mama, toate Și mama, trei. da? Și se Da, spună. vreau să le chem. Dar să Așa. vedem de ce nici bunica mea nu a iubit-o pe mama. Păi Păi de de aici asta, vine, din de aici. blestemul ăsta, da? De aici, da, De aici vine. vine. Plus că aveau o frumusețe din plan la inimă și la cap. Da. Deci pe Ea mama cu Loredana, pe e mama și... o ființă care s-a iubit numai pe ea toată viața. Cine? Bunica. De bunica, zici, da? Care implant, da? Și Da. entități și ce are. Da. Așa. Dar aici, acum, Loredana, ai chemat mama și bunica? Da. Părțile lor subliminale, sufletele lor? Da, sunt cu mine. Da, Așa. spuneți toate trei. Nu primim blestemul tău. Acelei Spuneți. ființe de acolo, da? Nu primim blestemul tău. Spune, tu nu poți să hotărăști peste alții și viețile altora. Tu nu poți să hotărăști peste alții și viețile altora. Aici și acum se termină tot. Aici și acum se termină tot. Așa, și închide portalul. Gata. Țac. Ai tras jaluzeaua. Am trântit ușa, am pus lacătul, am verificat. Așa, foarte bine. Și acum, Cristina, hai să vadă Loredana ca să înțeleagă, vrea să înțeleagă de ce bunica și mama. Asta, dacă spun. Ce zici? Hai, spune Loredana. Am zis că am obsesia să fie ușa mereu închisă cu cheia de trei ori. Și am, când am închis portalul, am trântit o ușă grea și am închis Așa. portalul Așa. grea. Și am Dar de ce? verificat. De ce De ce? ai? Da. De unde îți vine? Nu știu, e în siguranță, vreau să verific lucrurile de Păi, hai, hai să hai să vedem mergem de unde. acolo să vedem de unde vine, da? Frica asta. Uite, număr de la 1 la 3 și mergem la rădăcina acestei frici. 1, 2, 3. De unde Da. vine? Unde ești? Unde stăteam când eram mai mică? Da. Am închis o ușă la o toaletă, cum era pe timpuri, cu oglindă. De vreo 30 de ore am verificat, am închis, am deschis-o și inima îmi bătea tare și simțeam nevoia să știu că e totul perfect și nu suport să atingă oamenii. Dacă am pus un loc într-un un obiect într-un fel, vreau să rămân așa. Verific ușa de cel puțin 20 de ori pe zi și luminile și tot și ușile. Scoate imediat programul ăsta cu toate punctele, subpunctele și oglindirile lui, că stai fixis. Dacă în minte, arde-l din minte și deci înlocuiește, rescrie programul ăsta pe bază de lumină pură. Colaborare și înțelegere, da? Nu ne putem izola într-o, cum să spun, Bulă. într-o bulă de sticlă, da? Trăim și deci așa cum alții ne suportă micile noastre Noastre. tare și noi trebuie să fim înțelegători cu ceilalți, da? Dezintegrează programul ăsta. Aș Ca un... vrea. Așa, acum, ai puterea asta. Îl scoți și îl arunci și îl rescrii. Prin intenție, îi zici. Să iasă Da. afară acest program. Da. Să iasă afară, dar să rămână ordine, totuși. Da, Păi bineînțeles, da. O ordine logică, da? Pe bază Da. de coduri de lumină, de iubire și de înțelegere, da? Da. Așa. Eu Ziceam, da, Cristi. o văd pe Loredana Da. într-o viață mult, mult Da. ancestrală, pentru că nici nu este pe Terra aici, da? Da. Este pe o planetă frumoasă, tare, da? Unde Da. este mai mult mare. Da, este o mare, dar nu-i apa așa ca pe Terra, ci este parcă făcută din azuriu și argintiu. Da. Deci un albastru auriu. Da. Nu există culoarea asta la noi. E Așa, așa, da, cu aurii, așa. mă gândesc așa eu, da. Așa, da, și uite, deci ea aici este un fel de castelană, de regină, da?
Este așa de frumoasă și e parcă îmbrăcată într-o rochie din niște petale de flori mare, strânsă pe corp. Așa o văd și din față și din spate. Da, ca niște petale. Da. Deci corsajul rochiei așa este. Are părul strâns la spate și are niște flori micuțe albe în păr, o diademă și rochia este foarte vaporoasă, da? Da. Adică sunt șase fetițe, șase fete, șase domnișoare în Da. spate care țin Trena. trena, da? Dar este foarte multă iubire pentru ea. Da. Adică și ea le iubește și nu le consideră, știi, servitoare Da. sau slugi, știi? Înțelege, este o legătură specială între ele, da? Și deci ea se duce într-un budoar, nu o seamănă cu casele noastre. Nu. În primul rând că sunt formațiuni naturale, Da. ca și cum natura însăși a A creat. construit, a creat aceste locuințe, da? Și de jur împrejur sunt văluri. Da. Adică n-au geamuri sau uși, știi? Da. Așa, și ea intră într-un fel de budoar personal, așa, are, parcă este o pernă de energie, Da. patul, știi, și chiar este suspendat. Nu stă pe dușumea ca la noi, pe Da. teren, știi? Și deci și-a desfăcut cocul și de acolo din coc a scos un cristal așa mare. Da. Este, cum să spun, ca un vârf de piramidă. Da. Este cristal rotunjit la bază, Da. în partea de jos, da? Și l-a pus într-o cutie. O cutie care pare a fi din aur, s-a desfăcut în patru, da? Da. În momentul când a pus cristalul, s-a închis, înțelegi? S-au răsucit vârfurile și a dispărut, nu se mai vede. Da. Așa. Insula asta, planeta asta, insula pe care ele sunt, este foarte multă apă. Da. Așa. Sunt două feluri de popoare. În partea cealaltă a insulei sunt niște oameni negri, ca triburile de pe la noi, Da. cu oase prin nas, poartă un fel de mască urâtă, așa, cu Da. niște peri, cu niște, parcă surțuri de la perdea de pe vremea Da. Așa. lui Pasvantea, nu? Așa și, da, și deci ei au ca scop să fure asta, dar nu pot Să pentru fure că cristalul ăsta? da. Este un cristal prin care ele, fetele astea frumoase, ca niște zâne, ele n-au bărbați singuri aici. Așa, iar ceilalți sunt mai mulți bărbați, da? Bărbați. Din când în când mai prind o zână, puierea cu ea o violează. Așa le mai face câte un normal și după aia o frig la proța. După ce Dar câte naște. zâne sunt? Pe total, Da, aici, pe mergem, insula asta. vine că îmi vin două cifre, 35 și 350. Așa. Așa. Și, da, și ei pun ceva în izvorul, pe un fel de cișmea. Izvor, pun ceva acolo. Un fel de o travă, Da. o plantă portocalie, ca un somnifer, să spunem. Ar avea efectul unui somnifer. Sunt niște flori care seamănă oarecum cu macii și alea pisate, stoarse, fac așa ceva, da? Da, substanța asta. Ei au băboaie șamană acolo, Da. care îi învață, știi, și totuși se strecoară, da? Da. Se strecoară pentru că una din vasalele, din fetele cu care Fetele. era, da, deci se întâlnea Cu la unul marginea, dintre ăia. în păduriș, cu unul mai tânăr și mai puțin pocit, știi? Se și culca cu el. De asta se întâlneau și era secretul ei. Da. Din nou este bunica aici. Da. Ea este, da. Așa, și prin ea ajunge.
Deci îl vopsește, deghizează Da. și vine noaptea, cum ar veni. Da. Și toarnă acolo, când beau dimineața. Zânele. Ele se spală, are și rol de amorțire, înțelegi? Ca și cum ar fi contaminat prin semnătură și prin otrava fizică în sine tot, știi? Și ele amorțesc și el se duce și ia cristalul. Ia cristalul, le înrobește, Da. le fac nevestele lor, Da. așa. Și 350 este poporul care rezultă din unirea asta. Da. Înțelegi? Și iar cristalul acela nu mai este folosit în scopuri bune. Peste câtva Deci. timp, planeta asta devine toată cu continentul ăla negru tot. Da, negrită, da? Și apele se schimbă. Ăștia erau ăștia, tribul ăsta erau cu entități, da? Entități negre. Păi, văd că sunt în legătură cu ceva ca niște nefilim. Da? Da, mai degrabă grifon, nu nefilim. Deci, practic, așa au reușit să contamineze această comunitate de Deci, zâne. și tribul ăsta face parte, au fost cândva zâne, ca și ele. Da? Da, dar în sute de ani așa au devenit. De asta conviețuiau aceste două popoare. Da, deci secretul ăsta îl știau numai conducătoarele, reginele. Și el știa și știa pericolul care plana asupra, da. Știa că numai cineva care ar fi avut ADN din neamul lor ar fi putut identifica unde este cristalul nevăzut, practic, știi? Așa. Ea s-a simțit vinovată, da? Da. A pedepsit-o până la Pe urmă, fata. da, pentru că pe ea n-o ia conducătorul, îți dai seama. Adică fiul, de fapt, al conducătorului, fiind regina lor, da? Așa, și la prima ocazie s-a răzbunat, da? Da. Cealaltă, bine mersi cu iubitul. Era deja măritată, da? Da. Așa, și a întors iarăși aici o blestemă. Da. Să anuleze blestemul de aici, Cristin. Da. Și toate blestemele din toate timpurile, spațiile și locurile din afara lor, da? Să dea informația la tot acel popor care a fost foste zâne, da? Sau ce erau foști. Primească toți. Acum, Cristina, venim aici și Yeah. acum. Stai că mai merge legătura mai Mai sus. merge? Ha. Da. Hai să o mai întrebăm și pe Loreda. Loredana, cum ești? Ce percepi? Bine, văd. Așa. Văd. M-am eliberat de asta. A fost ceva de mult, dar și eu simt că nu e numai de aici durerea mea. Pentru că durerea mea e cea mai profundă. Știu Păi că și de-aia, mama o are. da, de asta, Și de poate o asta are uite, merge felul Cristina, da? Cât mai sus, mai da, încolo. deci o văd pe ea iarăși ca femeie, da, dar are un costum parcă pleacă, da? Se pregătește să se urce cu multe alte ființe, sunt de mai multe rase, da? Pe un fel de Enterprise, supernavă, Da. înțelegi? Foarte, foarte mare, se duc la module, da? Și deci și au rămas buni, pleacă într-o misiune cu toții. Da. Câți pleacă? Se cheamă Letore planeta asta, da? Da. Și este din Cygnus, din lebăda. Da. Așa, câți pleacă? 28.000. Oh. Da, deci aici au venit, s-au adunat, sunt din Da, mai da. multe locuri, da? Da. Sunt arcturieni, lirieni, pleiadieni, lirieni, de De toate felurile. toate, da? Din toată Da, galaxia. da, da. Așa. Ce se întâmplă mai departe? Ea și-a rămas bun de la o fetiță. Da. O fetiță și un soț. Da. El n-a vrut ca ea să plece, da? Da. Ea este biolog.
Așa. Și deci se ocupă cu întreținerea sistemelor vii în condiții de habitat. Adică replantarea în alte condiții decât cele naturale. De unde au fost scoase. Sunt și plante de uscat și plante de apă foarte mult. Așa, și mă auzi? Da, da. Am crezut că ați plecat. Nu, nu. Sunt aici. Așa. Dacă s-a întrerupt un pic la un moment dat. Nu, am tăcut eu. Conexiunea. Nu s-a întrerupt. Nu, nu, mai devreme s-a întrerupt. Eh, nu știu, n-am auzit. Așa. Așa. Și acea fetiță este bunica ei. Acea fetiță care a lăsat-o cu da, soțul. Ea, da, ea, soțul este mama. E atâta, cum să spun, și ea regretă că pleacă, dar da. A apucat să meargă la selecții și na, și îndeplinește misiunea, dar e atâta durere la fetiță că se desparte de mama, știi? Se mai revăd vreodată, Chris? O lasă, nu pleacă, ea pleacă și nu mai vine înapoi, dar pleacă el după ea, fata rămâne cum ar veni orfană, crește și pleacă după ei, da? Și așa au ajuns toți dar, aici. Dar fata crește, cum să spun, pe o stație și crește în ură. Parcă ar vrea să se ducă unde găsește aceste două părți subliminale să le pedepsească, fiindcă a crescut singură, știi? Să-i dea informațiile acum, da? Să vadă ce s-a întâmplat, de ce nu s-a mai întors mama Loredana în cazul nostru. Da. Și să știi că astea sunt atașamente, da? Da. Atașamente. Când un suflet trebuie, pleacă să-și facă experiența, misiunea, da? Atașamentele astea nu trebuie păstrate, da? Spune, dar eu am fost dintotdeauna cu ea, dintotdeauna mi-a fost mama sau fiică acolo pe planeta lor. Și am spus și din nou, nu sunt atașamente, da? Spun, uite, ei plecând... Entitățile astea, tocmai de asta se folosesc, de aceste atașamente de a veni. Da. Și decedarea puterii, da? Da. Prin slăbiciuni. Pe baza acestor atașamente, Chris, să-i spună, pe baza acestor atașamente le-au creat, acestor trei suflete, entitățile le-au creat karma, da? Și le-au târât. Deci s-au întâlnit prima dată după ceea ce înseamnă pe Terra 6.000 de ani terestri. Le-au reunit cum ar veni, da? Da. După ce au fost folosite în diverse direcții, da? Acum Loredana trebuie, deci s-au iertat definitiv, a înțeles în forma ei, în aspectul ei de aici și de acum, bunica a înțeles și mama. Așa? Au înțeles ce puncte a generat în karme diverse, să-și retragă tot ceea ce are peste tot, da? Până la ultima esență, până la ultimul foton din toate timpurile, spațiile și locurile, da? Să ardă toate liniile genetice false din care a făcut parte ea, care s-au creat de la ea înspre alții sau de la alții înspre ea. Să-și caute matricea originală, Cristina, să intre în ADN-ul. ADN-ul întâi, să-și repereze. Da, de peste tot, din toate timpurile, spațiile și locurile, da? Și din viața asta din Mexic. Are ceva depozite de ADN. Mexic, cu Mexicul i-a fost legată. Crezi că întâmplătorii s-au întâmplat toate? Da. Așa. Apoi, toate informațiile din toate bibliotecile false ale entităților. Da? Să și le șteargă. ADN-ul lor a fost atât de bun încât a fost în fântâna de multe ADN pus. Deci dacă erau zâne, Cris, acolo, zână în viață. Da. Să șteargă din biblioteci, Cristina, și numele la toată familia, da? Toți membrii familiei genetici. Da, luat în mâna stângă.
A luat parcă un creion de cărbune din acela, știi? Și mă zgâlește, face, colorează Negru, deasupra așters. pușisul. Gata, da, s-a dus Așa. tot. Acum, Și Cristina, zi. Ies holograme, holograme, măști. Au pus un corpuri de leoniene, ea. A avut textil, era ca o leoaică frumoasă, așa, înaltă, suplă și cu o coamă roșie, da? Dar avea totuși ea, adică avea picioare ca la pisici. N-avea și coadă, numai mâinile erau de om, avea sâni și față, știi, de om. Mi-arată cum Pe au unde a cum fost? avut. Da. Și acum să-și caute matricea originală. Da. Acum te recalibrezi în matricea ta originală, în forma Loredan. ta primordială, cum ai fost întâi înainte de orice Experiență. experiență, cu toată informația pură, da? Toată informația, toate codurile tale care sunt eronate, toți virus și iese afară acum. Transmite senzația asta de reconectare de aici, de unde suntem, până la ultima ta formă de manifestare, oriunde s-ar afla. Și până în corpul fizic, da? Așa. Refaci Acum. Toate structurile. Da. Să scoată Cristina și semnăturile energetice de la toate substanțe. Nu acum, când când ne ajungem întoarcem. Acolo, da. Bine. Da, da. Așa. Vă informația și așează vortexul la fiecare celulă cu spinul corect, da? Nu pleacă păcatul de la mine. Cum? Cum? Păcatul pleacă de la mine. Sunt răgușită puțin. Ești Păcatul răguși. Pleacă de la mine. Nu vine niciun... Nu există păcat. Păcat, da. Există experiențe, Loredana, da? Da. Iar tu trebuie să te ierți pe deplin că ai intrat în matricea originală și acum te iau de mânuță și mergem în sursa infinită a iubirii necondiționate, da? Sursa, oceanul de iubire primordial. Uite, număr de la 1 la 3, sunteți acolo. 1, 2, 3. Unde ești, Loredan? Pe malul mării. Așa. Așa. Scaldă-te în apa asta. Reconectează-te cu iubirea, cu toate stările pozitive pe care le poate trăi un suflet și lasă să curgă până în corpul fizic emoția și senzația asta. Ia această lumină și du-o înăuntru și în afara ta și pune-o să te vindece de tot. Să plece tot din tine. Ești ușoară. Ești lumină pură. Ești ușoară. Transmite informația asta tuturor sufletelor cu care ai experimentat vreodată. Că și ele pot veni aici. Că nimeni și nimic nu le-a tăiat legătura cu lumina pură. Ușor. Așa, Loreta. Te iubești, da? Sunt pe malul mării și nu este seară, este aproape seară și fac picioarele în apă și apa este caldă. Așa. Și simți căldura în tot corpul, da? Te încălzești, ești căldură, ești... Poți să intri cu totul în apa asta a iubirii. Cu totul intră. Noată. Originile tale sunt dintr-o galaxie unde sunt mai mult planete de apă și tu cândva ai fost o ființă de apă. Apoi ați urcat pe uscat. Când simți, Loredana, că ești pregătită, da. O să ne întoarcem aici și acum. Tu o să cobori prin canalul tău de abundență benefic. Da? Pe canalul tău natural, ca pe topogan. Uite, număr de la 1 la 3. 1, 2, 3.
simți acest. Ai alunecat și te-ai umplut de abundența benefică, de sănătate, de fericire, de bucurie, de abundență, da. De tot ce vrei tu ți-ai luat de aici, da? Tot ce îți trebuie și îți dorești, da? Da. Așa. Acum, Cristina, nu știu dacă are centuța. Nu cred. Bagentuța o are, dar trebuie să se împământeze. Ok. Atunci, de ce are gentuța de ieșire din Matrix? Trebuie updatată. Așa. Hai să o upgradeze. Asta e program, Loredana, un program că atunci când plecăm din această viață, acest program se declanșează automat și ieșim din zona Terra de reîncarnări și de întoarcere, din zona entităților și din universul acesta negru închis de entități, da? Ne ducem în zona liberă. Ne ducem pe planeta noastră de origine, unde am experimentat. Da. Da? Asta ne-a spus contractul ăsta. Spune așa, acum și definitiv. Acum și definitiv. Îndepărtez toate semnăturile energetice nebenefice. Toate semnăturile energetice nebenefice. A tuturor substanțelor, otrăvurilor și medicamentelor. A tuturor substanțelor, otrăvurilor și medicamentelor. Fiecare celulă din corpul meu este veselă, tânără și sănătoasă. Care celulă din corpul meu este veselă, tânără și sănătoasă. Prin puterea ceea ce sunt, așa să fie. Prin puterea ceea ce sunt, așa să fie. Du această lumină de vindecare către ochiușorul tău, da? Ia din plexul solar din lumină și fă o vilă așa de energie frumoasă și pune-o pe ochiușor, pe amândoi și pe cel care te deranjează, da? Și spune, a început procesul de vindecare. Procesul de vindecare. Cu fiecare clipă mă simt tot mai bine. Cu fiecare clipă mă simt tot mai bine. Așa, gata. Da? Da. Să se împământeze atunci, Cristina? Da, da. Acum te împământezi, uite, te uiți la tălpișoarele tale, da? Și totul devine transparent, ca și cum ești pe un zid de sticlă, da? Și deci din tălpile tale cresc rădăcini așa frumoase până la spiritul adevărat și necontaminat al mamei Terra, da? Odată cu toate rădăcinile astea care cresc, tu adun din jurul tău, din casă, de pe obiectele tale, de pe corpul fizic, de tot ceea ce ți aparține, totul și cureți, 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 toate energiile nebenefice se duc. Varsă aici toate neiertările, varsă aici tot ceea ce simțeai că nu este în regulă în tine, toate se scurg acum. Cum curge apa pe un canal, știi? Toate se duc. În momentul când ai terminat, e energie, mulțumim Mamei Terra pentru curățare și claritate, e această energie frumoasă, da? Iei cu tine multă, multă, așa, dar faci și o limbă de energie pe care o bași prin prima chakra ta. Și de acum îți curești chakrele, ia numără tu. Spune chakra 1, se învârte, se învârte, se învârte. Chakra 1, se învârte, se învârte, se învârte. Așa, acum chakra 2. Și vezi cum se centrează, da? Și se... Așa, trece în următoarea chakra. 2. Vezi cum se curăță, ea se centrează. Treci la următoare. Chakra 3. 3 se învârte. Așa. Se învârte până când este, se învârte frumos, este centrată. Chakra 4. Se învârte și ea. Așa.
se curăță, se centrează. Chakra 5. Da. Unde simți chakra 5 azi? Aici. Unde? Nu. Este la gât aici. Pune mâna la gât și să vezi că o simți aici la gât. E chakra comunicări. Acolo ți-a arătat este. La 4? Mi-a arătat jos la 1. Mm. Așa. Acolo este chakra 5. Probabil sunt defecte și am zis am ceva. Nu mai e. Nu mai ai nimic, gata. Nu mai ai nimic, ai fost și te-ai ai vindecat, fost, da? Ai sursă. Fost în sursă, da? Mm-hmm. Deci ai vărsat. E, aveai, spune ai, aveam. Da, da. Spune am aveam. Da. Așa. Așa, ai curățat și chakra 5, a comunicării. Acum chakra 6 este în frunte, da. Acolo, așa, bravo. Se învârte, se învârte, se curăță, se centrează, e perfectă. Și ne te duci în chakra 7, care este în creștetul capului și o simți cum se învârte, cum se învârte. Acum răsfrângi lumina asta de jur împrejurul tău, ca și cum stai într-o mărgică și tu ești gaura acelei mărgele, da? Deci din, de aici, din chakra 7, din creștet, se răsfrânge lumina care este și apoi în toate părțile. Intră, da, în părți, așa... Deci lateral, sub tălpile picioarelor și o închizi în mijloc, între tălpile picioarelor. Da? Și curge, îi dai o mișcare să curgă. Deci ea curge continuu, de jos urcă și se revarsă, urcă și se revarsă, da? Și să intre în această protecție a ta numai energiile frumoase și benefice. Acum cu... energia care ai adus-o din, de la mama Terra, a mai rămas ceva pe lângă tine, o vergi în camera ta, în apartament acolo și cureți apartamentul, umpli cu lumină. Faci curat, cum ar veni. Ai făcut deja, acum numai ca și cum ai dat cu praf de aur. De da. Aur verzui. Așa că e verzui, da. Da. Gata. Împrăști ca să rămână vibrație înaltă și bucurie acolo, da? Deci avea chakra 1 înainte de curățare. Da. Avea chakra 1 legată de chakra 5. Păi asta care cu a o, simțit cu la... o coardă. Da? O coardă, simțit, da, da. Da, da. Mi-a arătat la chakra 1. Așa. Ok. Acum... Loredana, noi o să ne despărțim părțile eterice, da? Fiecare le curățăm, le speriem și ni le înglobăm, da? De asemenea, ne despărțim câmpurile morfice pe care le curățăm și pe ele și fiecare și ia câmpul ei morfic. O să opresc aici înregistrarea, Cristina.